Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne auzim. Prezentarea noastră este una într-o notă generală. Nu trebuie văzute lucrurile discutate aici drept recomandări de tranzacționare. Instrumentele financiare implică riscuri pe care utilizarea levierului le amplifică. Performanțele trecute nu sunt o garanție a celor viitoare și în anumite situații se poate să am expunere pe instrumentele discutate sau altele corelate cu acestea. Să vedem ce se petrece în piețele internaționale și vă propun să vedem aici mai întâi știrile. În această dimineață, foarte complicată pentru mine, au apărut și niște vești despre un petrolier, apoi ar fi fost două petroliere, acestea sunt veștile pe care le văd pe Bloomberg, care ar fi fost lovite de o rachetă, de un proiectil. Sunt în Golful Oman, aproape de Iran, și de asemenea avem și niște lovituri din partea armatei saudite în capitala Yemenului. Lucrurile sunt departe de a fi liniștite pentru că, iată, avem un atac dinspre Siria, spre un punct de observație pe care îl controlează Turcia în momentul de față. Așa că multiple situații de risc care împing în sus cotațiile aurului, dar mai ales petrolul a reacționat foarte foarte puternic. Nu este foarte clar din ceea ce văd în momentul de față ce s-a petrecut acolo. Probabil că vom primi informații în perioada următoare. Sunt aspecte încă foarte recente și încerc să parcurg știrile chiar în timp ce discutăm. Dar pentru petrol a fost o explozie de entuziasm pentru preț din punct de vedere procentual, chiar dacă sesiunile trecute au adus momente mai puțin vesele aici. Am înregistrat scăderi ale cotațiilor după ce stocurile de petrol au fost peste așteptări și în versiunea API, aproape 5 milioane de barili. Și în versiunea Department of Energy, 2,2 milioane de barili față de minus 0,5 așteptat, benzină 0,76 pe acolo, dar doar produse distilate ceva mai jos. Cred că ceea ce se întâmplă acum în piața petrolului poate să fie doar un mic avertisment. Și văd că întrebările dumneavoastră se leagă exact de tema pe care o discutăm acum. Trebuie urmărit atât feed-ul de știri de la noi, cât și poate un site de tipul Reuters sau Bloomberg, care ar putea să conțină detalii despre ce se petrece efectiv în această perioadă. Găsesc încă ideea despre cine ar fi putut lansa acele atacuri. Cred că mai degrabă ar putea să fie vorba despre o grupare rebelă, să spunem, din Yemen. Pentru că dacă nu ar fi așa, dacă ar fi o înfruntare care ar pune față în față Iranul și Arabia Saudită sau Statele Unite și sau Statele Unite și Iranul. Probabil că am vorbit de niște niveluri cu adevărat spectaculoase ale cotațiilor. Până una alta, 53,01 stă în picioare ca nivel de rezistență și mai sus vorbim de 54,04 și 54,62. Suportul a 52,10 și 51,34 le dăm așa ca niște niveluri orientative, care cred eu că pot fi, mai ales cele de rezistență, pot fi ușor depășite dacă nu vorbim doar de o chestiune regională. Dacă este o chestiune regională, atunci lucrurile se pot tempera. În cele din urmă, nu spun că
Gata, deja s-a liniștit situația. Mie mi se pare că, din punct de vedere tehnic, piața se pregătește pentru a crește din nou. Însă, cum spuneam, adevăratul plan care trebuie urmărit în perioada următoare este dacă nu cumva este vizat Iranul sau dacă avem un conflict care să includă Iranul sau și mai grav și Arabia Saudită. Atunci, cred că discutăm acum pentru o situație ipotetică pe care în niciun caz nu mi-aș dori să o văd că se petrece, dar uitați-vă puțin pe graficul săptămânal. Săptămâna trecută, după 2 săptămâni precedente de scădere, un fel de hammer. Săptămâna aceasta, corpul lunării este un engulfing bearish, dar acesta s-ar transforma, cred, radical dacă am avea în zilele următoare o intensificare a tensiunilor. Și probabil că atunci am vorbit despre o corecție consistentă, cel puțin o corecție consistentă, a parcursului de vreo $15 pe baril. Dacă am merge spre jumătate, ar fi cam $7,5 pe baril. Din zona de minime, ar însemna peste 58, în apropiere de 58-25. În realitate, dacă avem un conflict serios, atunci alimentarea cu petrol la nivel global ar putea să fie în pericol și probabil că în timp cotațiile ar depăși vârfurile de la 66, posibil să mergem chiar către zona 70-75 sau mai sus. Și posibil chiar destul de rapid s-ar întâmpla așa ceva. Dacă, din nou, dacă detaliile pe care le vom primi despre aceste incidente duc la un nivel superior stresul. Altfel, vorbim despre o reintrare într-un interval, probabil cu limite mai largi, între 50 și 54,6, 55 și nu doar în secțiunea sa inferioară. Însă, probabil oscilați în jurul 53. Depinde foarte mult de aspecte, nu de ordin tehnic, ci de ordin fundamental în momentul de față, dar ceea ce vedem este că segmentul materiilor prime și aurul, de asemenea, se poziționează pentru mai multă nesiguranță. Aurul care, după un parcurs ascendent foarte puternic, a înregistrat apoi o corecție modestă. Doar până la 1320, eu am văzut aici semnalul de întoarcere, m-am gândit că piețele o să revină ușor. Ei bine, incidente de tipul acesta și situația geopolitică nu tocmai liniștită sunt factori care mențin aurul destul de sus. Pe termen scurt, la aur ne uităm la 1241 și 1348 rezistență. Pe termen mai lung, vorbim despre un 1367 și 1379. Cred că dacă avem un conflict care să implice Iranul, este foarte posibil să spargem 1379 și să mergem considerabil mai sus, 1438-1440 ar putea fi vizate. Este posibil să îmi accentuez o anumită poziționare pe care o am în momentul de față în favoarea metalelor prețioase. Dar voi urmări cu mare atenție ce vești apar în continuare. Dacă nu este susținere, dacă vorbim despre pur și simplu niște atacuri mai targetate, dar în cadrul unor conflicte deja cunoscute, cum spuneam, Yemen, Arabia Saudită, aici se pare că e un transport dinspre Arabia Saudită către Singapore cu metanol. Deci e un potențial aici și pentru a vedea drept sursă a atacului Yemenul, ceea ce nu ar duce la tensiuni foarte mari, sau a fi atribuit Iranului, ceea ce ar duce la o cu totul și cu totul altă interpretare. Piețele mi se pare că, dincolo de aprinderea aceea inițială, stau în dubiu.
Acesta este unul dintre elementele cheie, zic eu, și pentru aur în perioada următoare. Bineînțeles, avem și celelalte aspecte, pentru că discuțiile dintre Statele Unite și China sunt într-o fază nu tocmai plăcută sau destinsă, dar dacă ne vom uita în piețele de capital, vom constata că lucrurile sunt relativ bine ținute sub control acolo. În același timp, aurul este favorizat de dobânzi mai mici, iar față de ieri, când eram aproape de 2,13, se și vede aici pe grafic, acum suntem mai jos, dar puțin mai jos. Iarăși, și acesta este unul dintre barometrele pe care le putem urmări pentru a evalua situația în piață. Deci, aș spune că în momentul de față nu sunt argumente pentru o creștere explozivă a prețului, dar atârnă de un fir de păr o posibilă reorientare a situației. 1338, 1344, rezistență apropiată, 1331 și 1329, apoi 1320 și 1315, nivelul de suport, mai jos suntem în zona, ne uităm la zona 1305. Trecem la segmentul de piețe valutare și aici cred că putem începe cu EURUSD. Lăsăm acțiunile pe un pic mai târziu. 1.13 a devenit din suport rezistență cu ajustări importante doar la scara aceasta a unor fluctuații restrânse. Eu am văzut această mișcare pe parcursul sesiunii de ieri. După părerea mea, nu este o mare surpriză pentru că situația din Europa este departe de a fi una care să susțină o monedă extrem de puternică. Dacă ne uităm pe dolar index, vom constata că, într-adevăr, ieri după amiază a reușit să câștige altitudine și asta cu toate că datele de inflație au fost sub așteptări. Datele de inflație lunară 0,1 și pentru core și pentru CPI, dar pentru o imagine mai bună ne uităm și la cifrele anualizate sub valoarea anterioară și fix pe țintă, core CPI, în timp ce CPI-ul a analizat 1,8 față de 2%. Și totuși dolarul a scăzut doar în primă fază. Piețele au revenit ulterior. Cred că nu e ceva care să ne transmită semnale pe termen foarte lung. Cred că este o anumită reacție pe piață. Era vorba și de un apetit pentru risc în creștere care a susținut dobânzile și de ideea probabil și de ideea unor evaluări mai puțin încurajatoare pentru moneda unică europeană, în primul rând, și pentru lira sterlină. Deci poate să fie și un efect indirect de creșterea apetitului pe USD. După părerea mea, spargerea liniei de trend ascendent este un semn al reîncadrării într-un tipar mai larg, descendent, poate cu o altă pantă, care ar putea fi redesenată așa. Dar e încă totuși puțin prea devreme. Trebuie să vedem cum evoluează această situație în Orientul Mijlociu. E puțin prea devreme să concluzionăm că avântul euro s-a oprit. 280 de pip și a fost amplitudinea corecției anterioare pozitive, acum suntem la 220, deci teoretic ar fi loc pentru a merge chiar spre 1.14 și tot n-am ieșit din această logică. La limită, piața poate să rămână într-o evoluție lateral, de tip lateral. Avem cereri de ajutor de șomaj la ora 3 și jumătate astăzi. Am avut date rezonabile pentru CPI-ul în Germania, sunt valorile finale, însă 1,4% rezonabile față de așteptări, dar sub țintă. Și mai avem acea problemă a mini-boturilor și a situației din Italia, în timp ce
președintele Consiliului BCE, Mario Draghi, spune că și el și Christine Lagarde că sunt surse de pericol aceste tensiuni globale. Și a făcut și un comentariu despre, am văzut așa într-un rezumat a declarațiilor sale, despre calitatea instituțională, care spune el este încă sub medie în aproape toate țările din centrul și estul Europei. Cu această posibilă escaladare a tensiunilor, în mod normal am gândit că dolarul ar avea de câștigat și a spune da, în mod normal da, dar piețele se mai gândesc la un lucru. Dacă avem o implicare într-un război și care să fie unul convențional, nu comercial, a Statelor Unite, asta ar însemna o creștere a cheltuielilor și ar putea însemna până la urmă o adâncire a deficitelor și posibil o abordare monetară și mai relaxată, ceea ce s-ar putea să nu ajute USD-ul. Deci nu știm la momentul actual ce interpretare vor alege piețele, dar există și această posibilitate. După părerea mea, ni se pregătește o decizie în următoarele câteva sesiuni și nu uităm că și săptămâna viitoare este cheie, pentru că este foarte importantă, pentru că avem decizie de politică monetară în Statele Unite. A spune că pe termen scurt piața poate încerca o corecție pozitivă tot cu această pantă lentă, dar pentru mine, pentru a fi convingătoare, recuperarea trebuie să ne ducă peste 1.1350, chiar 1.1353. Până atunci ar fi pur și simplu o batere a pasului pe loc. Suportul ar fi la 1.1281, 1.1251 și 1.1215 deocamdată. Pe lira sterlină, care a avut momentele sale de optimism, se simte aici un stres în creștere pentru direcția în care se merge în Marea Britanie. Și asta cu toate că avem un demers al laburiștilor pentru sau am avut pe parcursul zilei de ieri, am avut un demers al laburiștilor pentru a împiedica un nou deal. Ei bine, demersul respectiv nu a trecut, a fost un vot foarte strâns, 309 la 298 și reacția se vede. Pentru moment, însă, GBP/USD este prins tot într-o dinamică laterală, cred că puțin mai vulnerabil chiar decât EURUSD din punctul meu de vedere. 1.2654 suport și apoi 2610, rezistență la 2710 și 2760. Este o piață foarte reactivă la știri și destul de vulnerabilă la mișcări speculative pe termen scurt, de aceea trebuie să fim cu ochii în patru pentru a înțelege ce se întâmplă aici. Bun. Iată comentarii din partea SNB-ului. Se vorbește despre o schimbare a ratei de referință, pentru că nu se știe, va trebui probabil înlocuit LIBOR. Bun, sunt acțiuni de politică monetară și de asemenea Mechler vorbește despre riscul unei presiuni în creștere pe CHF. Euro CHF și în general francul elvețian reprezintă o zonă de refugiu în momente de stres. Hai să vedem cum arată Euro CHF. Iată. Tensiunile în creștere au dus la o scădere a acestei PR, care de altfel de ceva vreme este în scădere de la jumătatea lui 2018. Și pare că tendința este tot descendentă. Bun, să revenim la perechile valutare uzuale. Dolar yen 108,30,
cu oscilații modeste în momentul de față. Suport pe la 170-108, rezistență în jurul lui 108.75 și 109.11. Mergem la zona de piețe de capital și aici e interesant, nu e foarte simplu de explicat, dar este interesant cum US 500, după niște corecții lente, tinde din nou să crească în momentul de față. Vorbim despre o serie de semnale zilnice nefavorabile, dacă ne gândim la Evening Star, un fel de hammer, și ieri o închidere cu un corp al lumânării în scădere. Ei bine, trepidațiile pe care le-am văzut, chiar și cele din această dimineață, când bănuiesc că era reacția la ori la incidentul din Asia pe care l-am comentat deja, ori la niște comentarii pe care le-am primit dinspre China, care nu susțin ideea unei înțelegeri în linia aceasta a comentariilor ministrului Comerțului din China. Ei bine, cu toate acestea, revenirea este importantă. Cred că în cazul în care rămânem în această zonă pentru încă o perioadă, s-ar putea ca unii investitori să consideră că e ceva, au rămas ceva neterminat și că este de cumpărat în continuare. De unde ar veni acest entuziasm? Pare destul de nepotrivit să spui asta, dar un conflict ar putea să însemne pentru o parte din companiile listate o susținere a afacerilor, dacă ne gândim la sfera industrială sau la sfera militară. Pe de altă parte, un conflict ar însemna o șansă mai mare de politică monetară încă și mai relaxată. Și dacă traderii sunt în acel filon de gândire, ar putea să vadă în asta, deși nu cred că pe termen lung, ar putea să vadă asta o chestiune favorabilă. Însă, ceea ce cred că se întâmplă este reîncadrarea incidentului din Golful Oman dintr-o categorie foarte periculoasă, într-o categorie de incidente regionale acolo și care nu vor duce la o escaladare. Așa că se vede recuperarea, cu toate că avem date importante din Asia, inclusiv vânzările cu amănuntul, producția industrială și investițiile în mijloace fixe din China în această noapte sau mâine dimineață, iar riscul ca de acolo să primim date slabe este unul destul de important. În China veniseră acum două zile datele, de fapt acum o noapte și mai bine, datele de inflație, CPI 2,7% și volumul creditelor noi 1,18 trilioane sub cel așteptat de 1,3 trilioane de yuani. Mi se pare că dacă ne uităm strict tehnic, vârful care depășește pe cel anterior, plus corecția lentă, plus reacția la ultimele știri, arată că entuziasmul nu a fost risipit și cred că ține în bună parte de niște așteptări probabil mult prea generoase pentru o reacție stimulativă din partea Fed-ului. Ceea ce însă ignoră posibilitatea de a înregistra, conform vă mai știți, postările de pe Twitter ale președintelui Trump despre valoarea altor monede și inclusiv a euro față de dolarul american, cred că ignoră sau iau în calcul insuficient riscurile unei deteriorări a relațiilor comerciale, dar au existat, e drept, și tot felul de comentarii în sensul celălalt, că
Pot să, dacă se întâlnesc pe marginea summitului G20, ar putea să se deblocheze un acord important. Vorbim mai degrabă de speranțe în momentul de față, fie dinspre sfera comercială, fie dinspre sfera de politică monetară. Ele joacă un rol important, dar, după părerea mea, nu sunt suficiente aliniate, de bine aliniate cu riscurile din prezent. În cazul în care am înregistrat o ușoară creștere, vorbim de 2895 ca rezistență, mai sus avem 2900 și 2904, apoi 2911, suportul la 2872 și 2867 și vedeți, fiecare dintre aceste niveluri definite anterior a jucat un rol important aici pe termen scurt. Mai jos, 2854. Pentru US 100, faptul că există mai multe anchete la nivel de stat, deci la nivel, nu doar la nivel federal, este anchete la nivel de stat în SUA vis-a-vis de companii precum Apple sau Alphabet, iată, nu împiedică aproape fază de așteptare. E o corecție, dar cu revenirea recentă lucrurile s-au liniștit, așa pare cumva pur și simplu o retragere din arenă, dar este un semn de forță, având în vedere parcursul spectaculos anterior. Ei bine, cred că și aceste riscuri se pot alinia la un moment dat în viitor. Posibil, însă, ca piețele să ne transmită un semnal. Dacă inflația este scăzută, ele vor considera că Fed-ul va tăia dobânda, poate de mai multe ori anul acesta și totul va fi bine. Într-un material postat ieri pe site am prezentat și un grafic despre producția industrială și indicatorul anticipativ care nu arată la fel de bine, precum ar sugera bursele în momentul de față. Dar, pe termen scurt, relativă liniște, 7460, 7441, 7421, suport, 7505, 511 și 543, rezistență, mai sus, vârful local de la 7601. Pentru bursa germană, iarăși un mic roller coaster, dar din acesta mai pentru copii, nu cu o amplitudine mare, nu care să dea amețeală, pur și simplu niște oscilații încadrate în puțin peste 1%. Interesant este rebound-ul acesta de la deschiderea sesiunii europene, care tinde încetul cu încetul să ne aducă înapoi în zona 12.209-210. Dacă spargem acest palier, 317 este destul de aproape. Mai sus și mai dificil de depășit este 455. Suportul îl văd la 11.905, 11.764 și, bineînțeles, mai aproape în zona de 12.000, nivel simbolic. Cu un asemenea grafic daily, întrebarea este ce e de făcut. Analiza tehnică nu semnalizează o întoarcere iminentă. Riscurile de ordin fundamental sunt prezente, piața pare că știe, simte, speră, adulmecă ceva constructiv, pentru că altfel am fi înregistrat niște secțiuni de tip corectiv mai amplu. Pe de altă parte, în condițiile actuale, cred că fluxurile de știri ne pot influența foarte puternic și nu e cazul să ignorăm riscul unor schimbări abrupte de percepție, dar deocamdată, strict privind la acest grafic, pare că piața așteaptă mai degrabă o spargere, o continuare a parcursului ascendent decât o corecție. Bun, mă uit și pe o întrebare în cazul care se referă la o pereche valutară, văd, în cazul în care petrolul se duce în sus din cauza conflictelor, ne așteptăm și la o scădere pe graficul USD CAD și răspunsul ar fi da, pentru că avem acea corelație de dolarul canadian și petrol și deci ar fi logic ca aceasta să
să se mențină. Acum să vedem ce s-a întâmplat în aceste ultime ore. Deci să trecem pe un M15. Da, este mai degrabă o scădere, o să decad anterioară. N-aș spune că a anticipat, dar reacția nu este extrem de puternică și nu extrem de strâns corelată în timp, dar cred că dacă vedem mișcări accentuate pe petrol, vom vedea o reacție pozitivă pe dolarul canadian, deci una descendentă pe USD CAD. Însă USD CAD este pe un trend ascendent de ceva vreme și hai să vedem un grafic simplu pe USD CAD și asta e mai puțin favorabil decât dacă ar fi fost cum se întâmpla la început de lună iunie, pe un trend din acesta descendent bine conturat. Cred că e un pic mai dificil acum USD CAD-ului să scadă. Dar la mișcări ample pe petrol, cred că vom vedea reacții și aici. Da, sunt de această părere. Bun. Vom încheia, chiar dacă ține de un alt segment, vom încheia cu discuția despre Euroron într-o creștere ușoară. Cursul nu este încă ceva foarte consistent, dar părerea mea că la o creștere a nervozității în plan extern, leul nu ar rămâne imun. Văd 3,25, o marginală apreciere pentru roborul la 3 luni. Date avem din sfera producției industriale și la nivelul cifrei de afaceri în comerț și servicii pentru populație. Minus 0,2% față de luna precedentă, dar față de anul anterior plus 14,9%. Deci cifre extrem de constructive, comerț cu autovehicule și motociclete plus 3%, deci iată se temperează. Acesta e un semnal poate anticipativ sau oricum mai anticipativ decât altele pentru evoluția consumului. Dar serviciile au mers foarte puternic în sus. Producția industrială plus 1,1% ajustat sezonier în aprilie. Și față de anul precedent, vorbim despre plus 0,4%. Dar, în principiu, cred că e aici o îndepărtare de acea fază încurajatoare pentru leu și pare că riscurile pe termen mediu sunt orientate ascendent. 73-74, zonă de rezistență, suport pe la 71-80-71. Mulțumesc pentru atenție. Urmăriți cu mare consecvență fluxurile de știri, mai ales în privința petrolului, aurului, dar pot avea și impact, nu neapărat întotdeauna în sensul logic la care ne-am gândit, și în piețele de capital și cele valutare. Mulțumesc încă o dată, o zi reușită și o sesiune profitabilă vă doresc. Pe curând, la revedere!